Au căzut mulți din poporul lui Dumnezeu. Au căzut în temi de moartea asta, dar au murit mulți. Mulți. Și-a spus Domnul anul ăsta, va atinge un vârf. Și anul viitor va atinge un vârf care n-a mai fost. În moartea spirituală, nu moarte fizică. O spus, cei mai mulți din popor nu iubesc lumina, ci iubesc întuneric. Și din pricina aceasta s-a lăsat un întuneric greu, o spus Domnul. Și pe cer s-au împuținat stelele, așa au fost cuvânt. Și-o spus pentru stelele care au mai rămas, o spus Domnul, va veni ceasul când va răsări luceafărul și va vesti o nouă vreme. Să nu desnădăjduiți care mai luminați. Vine o altă stea mai mare. Se apropie vremea. Și-o spus Domnul, dacă poporul ar căuta lumina și ar umbla după lumină, în ziua când și-ar pune inima să caute asta, poporul s-ar curăți, că la lumină vezi cum ești, da? S-ar curăți, s-ar sfinți și chiar în ziua aia, a spus Domnul, voi face schimbări și lucrări mari. Noi așteptăm să vină, da? Trebuie să ne curățim și noi. Deci să nu uităm, anul ăsta și anul viitor care vine, va fi căderi foarte masive. Ultimii ani au căzut foarte mulți, puțini au mai rămas. Okay. Dar Dumnezeu va da.